Dragii mei, aș vrea să vă pictele Domnului Iisus reprezintă cele mai minunate pilde rostite vreodată pe pământul acesta. Ceea ce le face să fie și mai frumoase este faptul că ele transmit adevăruri adânci în cuvinte simple pe înțelesul ascultătorilor. Unele dintre ele Domnul Iisus le-a rostit ca răspuns la întrebări care au fost puse și asta face ca ele să aibă un caracter spontan. Mântuitorul Iisus, de foarte multe ori, când a vorbit cu cei din vremea Lui, a fost confruntat cu întrebări puse de ei și a exprimat răspunsurile Lui într-un mod pentru ca ei să poată să le păstreze în memorie. Le-a spus spontan, nu le-a avut pregătite așa cum poate mulți dintre noi, predicatorii, ne pregătim dinainte mesajul nostru. Și cu toate acestea au fost atât de frumoase încât, iată, după 2000 de ani, ele și-au păstrat prospețimea. În pilda aceasta, pilda numită de oameni a bogatului de milostiv, Domnul Iisus ne descoperă câteva adevăruri de o neasemuită frumusețe și de o mare însemnătate. Ne spune că există un aici și există un dincolo. Mulți oameni vin și spun, nimeni nu știe ce este dincolo. Nu s-a întors nimeni să ne spună. Din câți au plecat de aici și au ajuns dincolo, nimeni nu s-a întors să ne spună. Mântuitorul Iisus ne-a spus câte ceva și despre lumea de dincolo. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, am ascultat aici o predică rostită de fratele Nelu Brie, pe marginea acestui pasaj din Evanghelia după Luca, o predică intitulată, dacă vă amintiți, Ferestre către lumea de dincolo. Noi oamenii, în mod obișnuit, nu putem să pătrundem cu simțurile noastre realitatea de dincolo. Dar Domnul Iisus a avut bunăvoința să ne spună câte ceva. Vedeți? Primul cuvânt din această pildă este un verb existențial. Dar este la timpul trecut. Era. Atunci când Domnul Iisus rostește pilda aceasta, bogatul despre care El vorbește era istorie. Trecuse. A fost acolo. Poate că unii dintre ascultătorii Domnului Iisus își vor fi amintit de un asemenea bogat. Viața lui a fost frumoasă, dar totul s-a încheiat. Acum când Domnul rostește pilda, bogatul acesta era istorie. Fie-mi îngăduit să-mi exprim o opinie personală. Eu cred că bogatul acesta, cu toată viața lui de strălucire, nu a trăit prea mult. Cred că s-a dus destul de tânăr din lumea aceasta la cea de dincolo. Am două motive să cred asta. Pe de o parte, el zice, mai am în casa tatălui meu încă 5 frați. Ăștia 5 erau necăsătoriți. Mi-ar fi greu să cred că bogatul acesta a murit la 90 de ani, sătul de zile, și frații lui toți 5 stăteau cu purez în casa părinților lor necăsătoriți. Eu cred că erau destui de tineri, dacă n-au avut familie. Pe de altă parte, faptul că n-a rămas în urma lui o soție și niște copii, iarăși îmi dă de gândit. Pentru că el, acolo, din locul de chin, nu s-a gândit la soție sau la copii care ar fi rămas în urmă, ci s-a gândit la frații care au rămas în casa părintească. Dar nu e atât de important faptul că a murit mai devreme sau mai târziu, mai tânăr sau înaintat în vârstă. Ceea ce este important de știut este faptul că locul dincolo ți-l pregătești încă din viața aceasta. În teologia bisericilor numite istorice există tot felul de doctrine care calcă în picioare aceste adevăruri rostite de Domnul Iisus. Nu există, dragii mei, niciun purgatoriu, pentru că dacă ar fi existat, Avram i-ar fi spus bogatului, aș putea să aranjez pentru tine, dacă tot nu-ți place în locul ăla de chin,
să-ți aranjezi un loc în purgatoriu pentru o vreme și după 5 ani, 7 ani, 20 de ani, 50 de ani, 100 de ani în purgatoriu, poate se va putea face ceva. Dar răspunsul lui Avram la cererea bogatului a fost categoric. Între noi și voi există o prăpastie, așa încât dacă cineva ar fi interesat de la voi să vină încoace, nu va putea, sau de la noi să treacă spre voi, nu va putea. Tot ceea ce se poate face, se poate face aici. Și ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat cuvântul Scripturilor. Îl avem la îndemână. Ni se arată prin cuvântul Scripturilor ce să facem ca să nu ajungem în locul de chin. Toți oamenii și-ar dori după moarte să ajungă într-un loc fericit. Ar fi dispuși după moarte să dea cineva în urma lor bani grei ca să fie mutați într-un loc de viață. Dar Biblia arată un singur lucru sau o singură cale pe care se poate ajunge într-un loc fericit. Să asculți de cuvântul Scripturilor. Pentru că Avram i-a spus bogatului, au frații tăi pe Moise și pe proroci. Și expresia Moise și prorocii definea ansamblul scrierilor Vechiului Testament care în vremea Domnului Iisus se citeau în sinagogile evreiești. Să asculte de Moise și de proroci și va fi îndeajuns. Și aș vrea să vă spun că atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu va fi definitorie, va fi decisivă, dacă vreți. Ea va decide veșnicia, locul în care se vei petrece veșnicia. Din Cuvântul lui Dumnezeu se citește mereu în casa Domnului. Frații vorbesc din acest cuvânt. Ai în Biblia ta, în casa ta o Biblie. În fiecare odaie din casa ta e câte una. În vreme ce alții poate au avut doar o frânzură din ea, o pagină sau două. Ai în mașina ta de serviciu, în mașina familiei câte o Biblie. Dar întrebarea se pune, ce faci cu acest cuvânt al Domnului? Asculți de el? Cuvântul ăsta, dacă îl asculți, te îndeamnă la pocăință, pentru că se vorbește aici despre pocăință. Dacă se va duce la el, cineva din morți se vor pocăi. Și Avram zice, nu așa. Au pe Moise și pe proroci. Ascultând de ei, vor ajunge la pocăință și pocăindu-se, vor ajunge aici, în sfârșitul lui Avram. Aceasta este calea. Și nu există alta. Eu mă voi opri aici, dar aș vrea ca Duhul Domnului să continue să ne vorbească. Aș vrea să ne cercetăm atitudinea față de Cuvântul lui Dumnezeu.